Bună, dragilor, și bine ați revenit pe vlog. Astăzi voi face un vlog special, pentru că în ultima perioadă, na, evident, odată cu lansarea videoclipului Fără Tine, odată ce am anunțat că sunt cu Oana Măjneagu, au început să curgă întrebările la adresa noastră și să fiți curioși de, nu știu, cum a început totul. Iar astăzi m-am gândit să răspund la câteva dintre întrebările voastre, iar pentru că, na, ați observat bine, am aici un loc liber lângă mine, o să fac un număr de magie și poate cine știe, apare și Oana. Ia să vedem. Ta-da! Da, după cum spuneam, bine, în caz că nu ai auzit, oamenii sunt curioși să afle mai multe lucruri despre relația noastră, cum a început și așa mai departe. Am pregătit câteva întrebări, adică am selectat pentru că am făcut... Și mi-a pregătit și o cafeluță într-o gană. Nu se vede, dar... Adică începem cu începutul. Chiar cu început, adică prima întrebare sună cam așa. Cum a început totul și ne-a făcut primul pas? Vlad! Ce ai făcut? Spune-ne cum a început totul. Păi de ce crezi că am zis eu că tu? Ca să spun eu, am înțeles. Bine, bine. Da, ce e drept, eu am făcut primul pas. Da. Adică, practic, stăteam în picioare și am făcut un pas și asta. Sau când eu am răcit. Da. Și eram la mine, la obor. Corect. Și eram răcită. Corect. Și am stat închisă în casă. Tu ai venit după filmare și mi-ai adus un pachetel. Și am ținut legătura cu fata care se ocupă de programul nostru ca să aflu când pleacă Oana de la filmare, astfel încât să plecăm în același timp, să ne sincronizăm. Dar eu nu stăteam în casă, nu eram răcită și stăteam în casă? Nu, nu, nu. Veneai de la filmare și ne-am întâlnit. Mai zic că te-ai adus și șoferul. Și nu mai am filmare și da. Și eu după aia am plecat. Blocului și am văzut că e în fața blocului și nimeni nu știa că e ceva pe acolo, orice ar fi fost. Și când am văzut în fața blocului, în condițiile în care șoferul a venit cu alți colegi în mașină, da, și te-am văzut, mi-a picat fața. Și eu am deschis pachetelul acasă și era un pachetel foarte drăguț și mi-a pus o păturică și niște lumânări și un ceai, ceva bun ceai pe care am băut dimineața mea, chiar, da, și o felicitare. Și da, a fost primul pas, adică acolo da, a fost primul pas undeva din relația de prietenie. Mm-hmm. Aia a fost prima mișcare pe care a făcut unul dintre noi și da, care a semnat mai mult decât îți sunt prieteni și îți sunt alături. Mă, era totuși și îți sunt prieteni, îți sunt alături, da, dar... Da, parcă... Da, a fost drăguț, sincer. A fost foarte drăguț, adică n-am fost inclusiv, așa, pur și simplu... Nu, 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 mi-a atras atenția într-un mod diferit. Da, cred că atunci a fost așa. Oricum, după a fost super awkward și nu s-a întâmplat nimic pe o perioadă. Da. Dar... Deci, da, eu am făcut primul pas. Da. Ceea ce trebuie să se întâmple, dragă. Da, mă, da, corect. Asta e bun. V-ați pupat până acum? Nu, doar, doar... I don't do that. Yes. I don't kiss butt. We just hug. Yes. Yes. But we can try to kiss. Da, nu ne-am pupat până acum. Nu știm ce e aia. Da. Nu, eu până la 31 de ani nu m-am pupat niciodată cu niciun băiat. Nicio. Cu niciun băiat? Nici cu băieți. Vrei să încercăm? Nu știu cum să fac asta. Ne-am pupat până acum, bine că ne-am pupat, da. Da, normal, normal. Hai, mai departe. Ok. A fost dragoste la prima vedere. Dragoste la prima vedere. Vreau... Nu știu. Da, e ok. Bine, bine că tu ești ăla cu voța. Deci, dacă a fost dragoste la prima vedere, având în vedere că noi am avut o prima vedere la castingul pentru Fructul Oprit. Wow, chiar. Adică acum mult timp și tu erai încă combinat, da, cu Chris. Eu eram singură, ce-i drept, în perioada aia, sau nu știam neapărat la casting, dar în primul rând. Da, 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 da. Evident că nu a fost nimic la prima vedere, că na, noi era combinat, eu aveam altă combinație. Da, mă, dar lasă, zi acum, de când eram amândoi singuri. Perioada în care el s-a despărțit și eu am despărțit de persoana cu care eram. Și de fapt asta ne-a și adus împreună faptul că eram niște suferinți și nu doar noi, tot grupul nostru de cei patru magici. Cei patru fantastici, fiecare, da. Fiecare avea câte o chestie și asta ne-a adus cumva împreună.
faptul că aveam noi toți nevoie de alți oameni cu care să empatizăm și care să empatizeze cu noi. Și asta ne-a dus împreună, suferința până la urmă, ai ceva drăguț? Da, cred că... Suntem prieteni, acum așteptam ca pe un... Exact, prietena mea. Mie deci îmi place, nu, să, zic, mie îmi place să zic că a fost un fel de negare la prima vedere. Adică, sincer, cine ar putea să-mi reziste mie? Uitați-vă un pic de frumos și altul. Eu am reușit perioada destul de lungă. Da, nu știu cum, pentru că sunt irezistibil, dar... Pentru că... Da, mă, lăsând gluma... cred că ne-am sincronizat și din punctul ăsta de vedere. Adică, la un moment dat, corect, așa și început. Cred că ați văzut și voi că... Încă de prin luna martie, cred, am început să ieșim. Când am fost noi prima dată la munte, toți patru, da. Și cu Duni și după cu Mara. După aia am ținut așa. Și atunci pur și simplu vorbeam. Ne povesteam reciproc, uite da, ce trec, că uite fost, uite fosta, sufăr. Ne gândeam, bă, asta e, viața așa merge înainte, dar nu se întâmpla nimic, nu era nimic altceva, eram pur și simplu prieten. Dar cred că a fost un moment și nu îmi dau seama când, nu cred că a fost un moment anume, cred că treptat până la faza aia când am venit la tine și am dat pachetele. Am început la un moment dat să întâmple niște lucruri ușor, da, subtil. Dar și noi negam. Adică refuzam varianta aia, pentru că unul la mână relația de prietenie care s-a construit între noi era destul de importantă și eu mă gândeam până și la faptul că dacă încercăm ceva și nu ne-ar ieși, nu aș vrea să-l pierd ca prieten. Unul la mână, doi la mână, dar era și la tine la fel, mi-ai și zis. Da, dar e drăguț că ai spus asta. Doi la mână, eram conștientă că venim amândoi după niște relații destul de lungi și după niște despărțiri care m-au impactat destul de tare și mă gândeam că încă nu e momentul, nu neapărat el cu mine sau eu cu el, în general să începem ceva cu alte persoane, pentru că m-aș fi gândit că rata de... rata? Rata de șansă, de reușită a relației respective ar fi fost probabil foarte mică. Pentru că încă n-ai avut timp să te vindeci, na. Dar mojeleagul și... te-am surprins. Dar până la urmă n-am putut să rezist farmecului lui și am zis, ok, German, fie. Eu uite că întrebarea asta e, vezi, parcă e de completare. Ia zic. Ce v-a atras unul la celălalt? O, Doamne, pentru că fizicul lui irezistibil. Pe care l-avea atunci. Mai în glumă, mai serios, ea chiar îmi spune asta. Destul de des. N-am schimbat amândoi, adică este absolut normal. Am fost foarte mult timp ocupați și la filmări și n-am mai avut timp să ne ocupăm atât de mult de corect. Noi înșine. Acum, fără glumă, chestia pe care o apreciam la el și înainte să începem noi să avem vreo treabă amoroasă, chestia care m-a dat foarte tare era energia lui, veselia, chipul de viață și bună dispoziția și energia pe care o împrăștea în jos și cum reușea să bine dispună pe toată lumea din jurul lui. Și la fel de mine cu Caterin, glume, iar ca mine. Păi, sincer, asta aveam să mă tot gândeam în timp ce vorbeai, eu ce să spun despre tine, pentru că fix asta m-a atras și pe mine la tine. Țin minte că am tot dat interviuri în ultima perioadă și mă întrebam ce te atrage la o femeie? Și eu tot spuneam chestii pentru că îmi veneai în cap și spuneam, da, păi să fie așa, plină de viață, să nu știu ce. Cred că asta mi-a și plăcut, faptul că în ciuda perioadei prin care treceam amândoi, chit că, na, probabil că amândoi aveam nevoie de timp pentru noi și să stăm să ne vindecăm și să uităm de problemele din trecut. Amândoi când ne-am întâlnit și vorbeam despre relații și așa, aveam momente în care spuneam, ok, gata, ce a fost a fost, hai să ne simțim bine, hai să râdem, hai să glumim și eram cam pe aceeași lungime de undă. Până și... la urmă cam așa e, că începea să ne cunoaștem din ce în ce mai, în ce în ce mai bine, să împărtășim tot felul de povești, de reacții, de atitudini în anumite situații prin care am trecut și ne dăm seama că sunt lucruri pe care avem în comun și că cumva percepem niște lucruri la fel și că avem și cam aceleași principii când vine vorba de o relație, ceea ce e foarte important de altfel. Uite, prima poză împreună de când sunteți un cuplu. Păi da, o să o afișez. Da, care e prima poză? Asta. Prima poză după ce ți-ai română. Da.
în într-o benzinărie, când da. Ne pregăteam să mergem la niște prieteni și da. Am făcut o poză, am spus să-i a făcut o poză noi de plecând în geamul de benzinărie. Da, și ai... Laura am poză de-aia prietenă. Corect. Aia e prima poză pe care am făcut-o da. Împreună. Ce drăguț am fost. A fost așa o chestie spontană, știi? Da. Asta mai probabil. Și cred că astea sunt cele mai frumoase. Da. Ok. Când erați în fructul oprit, v-ați gândit vreo secundă că ați putea fi? Da, de când am văzut pe Vlad de mână cu Chris, am zis, mamă, băiatul ăsta trebuie să fie. Cred că m-ai înțeles greșit. Nu, Ioan. Tu ești un bărbat singur. Și asta e evident. Și se vede de la o poștă că vrei să iubești. Bichter. Viața. Să iubești viața. Sincer, eu nu m-am gândit niciodată la asta, dar... Nu, ai glumit, normal. E ceva. Mm. E ceva. În sensul în care știi cum se mai întâmplă, sau știți cum se mai întâmplă, să vezi un cuplu și să vezi un el și o ea și te uiți la el. Și zici, bă, mă, ce băiat mișto, adică un băiat mișto material de relație, cumva. Sincer, asta am gândit despre tine atunci. Nu am atât gândit, adică nu m-am gândit, mamă, cu să fiu eu, că pur și simplu îl vedeam și am... Pur și simplu ziceam că mi s-a mai întâmplat asta, să-i niștit. S-a mai întâmplat. Okay. N-a fost prima okay. dată. Da, poate ultima oară totuși. Să mă uiți să zic ce băiat mișto cu care ar putea să fie o fată. Dar atât, adică era scos pentru când mă mai departe. Băi, nu, adică să răspund și eu totuși, da. Probabil sunteți curioși și să aflați nicio secundă. Da, nu, ai nu mai zis adevărul. Bine. Nici o secundă. Nu, chiar nu m-am gândit la asta, pe bune. Singura chestie pe care ți-am spus-o și ție, și ăsta e adevărul, dar e o chestie strict profesională, faptul că atunci când am dat noi casting, chiar veneam da. De la filmare, eram îmbrăcat în Ioan, în costum, eram aminte, în aminte, care de foarte bine la casting. Mulțumesc. Era charming. Charming, charming. Și am dat probă împreună. Mi-am adus aminte de ceva. Da, că tu erai charming și eu știam că tu, mă rog, tot făceai seriale de foarte mult timp și te știe lumea. Sincer, înainte de casting-ul ăla nu prea știam neapărat de tine și de Cristina. În sensul care, okay. Vlad, German și Cristina mie îmi spuneau mare lucru pentru mine, mă rog. Și când te-am văzut, mi-a zis, mi s-a spus atunci că o să vină Vlad German de la filmare să dea o probă de casting cu tine. Mamă, ce hal! Adică eram super emoționată și super inhibată și încercam să fiu stăpână pe mine ca să nu se vadă și să pot să fac treaba acolo în secvență. Dacă eram un actor oarecare, da. Dar cu toate că nu știam multe lucruri despre tine, pur și simplu era toată lumea, vine Vlad de la filmare, Oana, vine Vlad de la filmare, acum vine special pentru proba asta cu tine, vine la filmare și eu, no pressure, no pressure. Da. Nu știu, cu tine e altceva. Ce, Victor? Ai văzut că eram human, eram... Nu, era cine știu. Da, despre de treabă. Da, nu, pentru da, că îți tare curios, adică mi se pare, nu mai știu dacă am vorbit despre asta, foarte drăguț, da, cred că nu... Nu, erai super de treabă și super cald mm-hmm. și asta conta foarte mult pentru că probabil dacă ai fost un arogant sau știi, să ai așa o etichetă de don't touch me, mm-hmm. mi-ar fost și mie mai greu să mă relaxez, dar cred că da, și asta era o chestie mișto la tine, erai super cald așa cu toată lumea, ești, hei, nu știu ce. Da, să știi că e o chestie reciprocă, adică și tu ești așa, chiar dacă poate nu-ți dai seama. Și asta voiam să zic, și pe mine m-a fermecat, dacă e ca să folosesc un cuvânt din ăsta drăguț și cheesy, m-a fermecat felul ei de a fi în secvența respectivă. Era super conectată la realitatea adică situației. Adică vrei să spui că sunt o actriță foarte bună? Da, mă, dar vreau să nu sau folosesc cuvinte atât de basic. Sau cel puțin că în castingul ăla am fost o actriță foarte bună, da, am da, impresionat, da. Am dat pe spate. Da, am plecat de acolo și eram, ce tare, dacă intră și asta în serial. Și apoi am început filmările și te-ai răzgândit. Da, după aia când am început era... Ați spus greșit, era. Glumez, normal. Nu, amuzant că zilele trecute, mai timp de postare, a făcut un fan o postare că și Bichter a trăit cu Ioan, a, da, dar da, foarte da, drăguț. Da. Eu și uitasem care a povestea atât da, de, da. Știi, acum de la, se filmează de atâta timp și sunt atât de conectată la povestea în care da. Sunt acum, încât i-am uitat complet că, de fapt, în fructul oprit, Bichter venea și, practic, l-a abordat pe ea și voia să-i fure, da. Nebuna de Bichter, care era nebun. Da, ok, ca o concluzie, că am tot... extins acest subiect. Da, ea a crezut că eu sunt extraordinar, material de relație, un bărbat bine și cald și... Normal că doar nu era să fiu rece, dar înțelegeți voi. Am scălit!
mișto. Și eu și am zis că e mișto pe plan profesional. Nu m-am gândit nicio secundă că o să ajung să fiu cu ea, dar evident, odată ce am început să fim împreună, chiar mă gândeam, cred că a fost unul dintre primele gânduri care mi-a sărit așa în cap. Adică a fost wow. Cert este că Oana... nu ne-am dat seama de chestiile astea după ce ne-am combinat cumva și da. Ne-am adus aminte de mai știi când ne-am întâlnit prima oară, mai știi. Și atunci am conștientizat ce am gândit fiecare despre fiecare, deși în momentul ăla nu a semnat nimic. Când v-ați dat seama că treaba e serioasă. Ba-ba-bi-ba-ba-bi-ba-ba-bi-ba. Păi, pentru mine un moment foarte important, ca să zic că de mine întâmplător, a fost cel în care mi-a rupt mâna. Și în care mi-am dat seama că se întâmplă mai mult decât aș fi crezut eu și că am descoperit și alte părți și laturi și fațete ale lui. Și cred că, na, cam ăla a fost momentul, adică mi-a rupt mâna și a început să mă ajute, să-mi facă cumpărăturile. Veneam la filmare, că nu aveam filmare. Gătească. Da, îi tăiam mâncarea pe se. Da, și a avut atâta grijă de mine încât am zis, aaa! Practic atunci a început. Atunci, da, atunci am zis ok, tăticule, hai să dăm înainte, că e clar, adică oricât am încercat cât să ne mai tatăm, asta, cât? Și oricât de mult am încercat să zicem, nu, hai mai bine să stăm la locul nostru, chiar mi-e cazul, din punctul ăla am zis, ai te care, mă, ce să mai... Dar fix așa mi-a spus, deci nu glumește, a zis, ai te care, mă, să ce... Glumesc, evident. Puțin mai multă feminitate și probleme, da. De ce nu ați vrut să ne spuneți mai repede că sunteți împreună? Că nu știam că e ceva serios în primul rând. Mă, da. Adică nu știam nici noi cam pe unde suntem și am așteptat să ne cam prindem și noi. Nu, hai să vă spun eu. Aură, nu că tu nu o spui bine, dar zic așa. Ideea în felul următor. Probabil și voi v-ați gândit, am și primit anumite mesaje în direcția asta și da, pot să înțeleg. Imaginați-vă situația. M-am despărțit de Chris. Toți trei lucrând în același proiect, eu mă îndrăgostesc de Oana, Oana de mine, negăm chestiile astea, zicem, bă, nu, poate n-ar fi bine, hai să rămânem prieteni, totuși după aia spunem, știi ceva, de ce nu, hai să încercăm. Exact ce v-am povestit până acum. Și începem. Începem în ideea în care nu știe nimeni. Și în timpul ăsta se consolidează relația și ne dăm seama că e bine, că e ce trebuie, dar în continuare nu știe nimeni. Cel mai mare prag a fost ăsta pentru că ne-a fost frică să spunem, inclusiv să-i spunem doamne Ruxandra, și asta e o poveste simpatică, nu știu cum să o spunem neapărat acum, dar aveam frica asta că o să-i spun doamnei Ruxandra, eu am stat atâta timp la ea cu Chris, ce o să zică doamna Ruxandra, dacă nu o se bucure, dacă o să-mi spună de ce Vlad, nu știu, chiar îmi făceam griji, chiar mă gândeam, mamă, cum o să reacționeze. Asta odată, a doua oară, cum o să-i spun lui Chris. Chris, oricum știind că ea deja era într-o relație cu Alex, na, dar eu mă gândeam, suntem colegi, da, era ciudat, era awkward, era awkward. Cred că asta a fost cea mai mare barieră pe care odată ce am depășit-o, totul a curs foarte firesc și nu am mai avut probleme și ne-am relaxat și noi, pentru că într-o zi m-am dus la doamna Alexandra, am spus, s-a mega bucurat, m-am mega emoționat, nu știu ce, adică a fost așa o eliberare și am și plâns, mi s-a părut super drăguț. Înainte să vorbesc cu doamna Ruxandra, vorbisem cu Chris care a fost super drăguț, am luat în brațe, zic că ce mă bucur pentru voi, mă bucur că o știu, că poate, nu știu, dacă era o fată pe care nu o cunoșteam, așa știu că Oana e super fată. Nu presă, dar am încredere în Oana, stai. Exact, am încredere în Oana că o să vă căsătoriți, o să aveți copii, o să fiți fericiți. Give me my vida. Dar da, chiar s-a bucurat. Și odată ce am făcut chestia asta, am fost mult mai ok. Dar până să ne asumăm cumva public. Mai durat ceva timp, pentru că până și atunci când le-a spus Vlad lor, era tot un fel de etapă de început. Corect. Și a durat ceva timp până când ne-am cam prins și noi de pe unde suntem. Cum funcționăm, cam care e dinamica, da. Adică ar fi fost foarte, nu știu, cel puțin ciudat, să tot trâmbițăm că da, ne-am întâlnit acum, ne-am întâlnit a doua oară, a treia oară, încă avem discuții, vrem să încercăm, dar nu știm ce iese. Și atunci am zis că atunci o să ne mai așezăm noi puțin, noi între noi, și o să se stabilizeze niște lucruri,
atunci, în cazul în care oamenii sunt în continuare curioși, o să ieșim la un dat, să spunem. Da, sunt cu Vlad German. Și uite, ziua aia a venit. Stăm aici. Nu mai de mână, vă spune să mă de mână. Așa, ultima întrebare, nu mai citesc, că deja o țin minte, ne-ați întrebat dacă locuim împreună. Ei bine, am zis să o încercăm și pe asta. Nu plânge, așa face ea când e fericită, de fapt. Da, mă rog. Nu, mie nu mi-ai spus că vine întrebarea, nu mi-ai arătat-o. Vreau să o văd pe telefon. Uite-te, ce... Că a băgat-o de la el. Deci, dacă mă pupi dacă nu am băgat-o? Da, da, după ce dăm stop. Aaaa, nu am văzut pe aia niciodată. Hai mă, dar e. Da, e. Deci, eram convins că o să minți în fața tuturor. De ce să mint? O să și pun prin scrie. Chiar e întrebarea, da. Dacă locuim împreună. Mă rog, în momentul ăsta... Nu chiar. Încă nu, că nu. Da, ideea e că dar, noi stăm în chirie, atât eu cât și ea, da. Și am zis că ce rost are să avem două chirii, în condiții în care ea stă mai mult la mine, nu mai scap de ea. Adică în baie nu mai am loc să-mi pun lucruri, în dormitor. Mă gândesc cu groază că o să vină cu toate hainele unde le punem aici. Dar, păi, e foarte simplu. O să facem curățenie în hainele lui și în toate obiectele, o să aruncăm ce nu mai e ok, adică jumătate din ele și după asta vină tot. Și la tine totul e ok, adică tu nu trebuie să arunci nimic. Nu, nu, nu. Eu m-am mutat în septembrie, deci am făcut un triaj. Nu, urmează să ne luăm multe dulapuri și să încărcăm spațiul ăsta drăguț cu foarte multe dulapuri și etajere ca să aibă loc tot. Ca să nu mai trambolăm într-un apartament mai mare. Deci da, o să mai facem și treaba asta. Dragilor, vă mulțumim mult de tot. Cam asta a fost vlogul de astăzi. Ne vedem sâmbătă viitoare cu un alt vlog. Aveți grijă de voi, vă pupăm și ne vedem data viitoare. Trebuie să zic și ceva? Nu, trebuie să ne pupăm, că am zis vă pupăm. Nu trebuie să ne pupăm, ok. Zici tu, pa.